Organizatorii marșului, care a avut prima ediție în anul 2010, au fost Asociația Alternativa Civică, ATM Cicloturism Arad și Enjoy the Ride. Da, iată, am ajuns la ediția numărul 4 a marșului bicicliștilor arădeni. Numărul mare al acestora prezenți astăzi în piață, deja din acest moment, cu aproape 3 sferturi de oră înainte de startul marșului nostru, dovedește faptul că, într-adevăr, utilizatorii acestui mijloc de deplasare își doresc realizarea acestor piste care, iată, și vreau să îmbrățișez cu această ocazie inițiativa administrației locale. Încep să apară, am observat acest lucru foarte recent pe unul din podurile cele mai importante al orașului, și anume viaductul de la Micalaca, proaspăt reconstituit, are într-adevăr o pistă de biciclete atât pe o parte cât și pe cealaltă de mers. Vă amintesc că înainte să plecăm, vom pleca în cel mult 10 minute, vrem să facem din nou acel protest, critical mass, când la îndemnul celor care se vor afla aici pe scenă, fiecare o să-și ridice pentru câteva secunde bicicleta deasupra capului în semn de protest pentru faptul că bicicliștii nu au condiții de circulație civilizate. O priveliște incredibilă, vă mulțumim! Deși a fost o vreme extrem de caldă, arădeni de vârste diferite au pedalat pe un traseu care a cuprins cele mai populate zone din oraș, pe șosele unde circulă de obicei doar mijloacele auto. Traseul anunțat inițial a fost modificat cu câteva minute înaintea startului din piața Avramiancu, participanții având de parcurs Bulevardul Revoluției, Cartierul Micălaca, Calea Aurel Vlaicu până la Fortuna, Calea Victoriei, Bulevardul Revoluției cu revenire în piață. Marșul s-a desfășurat într-o ordine totală, fără incidente, chiar dacă au mai fost unii automobiliști grăbiți în zonele blocate de poliție. Am văzut că pentru acest an administrația locală s-a pregătit mai bine decât în anii trecuți, pentru că ne-au promis de data aceasta realizarea 90 de kilometri de piste, nu doar de 20. Chiar am observat că acum în ultimele 48 de ore înainte de marș au început să traseze câteva piste pentru biciclete în Micălaca, pe calea Radnei și la pasajul de la Polivalentă. Sperăm să continue și sperăm ca să se țină de cuvânt. A fost foarte bine, de fapt de la an la an este din ce în ce mai bine și asta ne îndreptățește să credem că există o nevoie a arădenilor pentru aceste piste de biciclete pentru care noi milităm, iată deja în al patrulea an. Se pare că nu doar la Arad, am văzut că recent a fost la Cluj, se întâmplă la București și culmea, în urmă cu câteva zile a fost inaugurată și o pistă de biciclete de la Salonta chiar până în Ungaria. Da, e adevărat, ăsta este trendul până la urmă, vedem foarte bine ce se întâmplă peste tot cu această circulație cât mai ecologică cu putință, ori nu se poate realiza nici cu autoturisme, nu se poate realiza deseori nici cu mijloacele de transport în comun. Noi suntem pentru realizarea acestor piste de biciclete în Arad, dar a unei rețele care să permită muncitorilor să meargă la lucru cu bicicleta, elevilor să meargă la școală cu bicicleta și celor care doresc să facă ciclism de agrement să nu fie expuși pericolului mortal pe care în fiecare zi reprezintă acest trafic nebunesc de mașini. Bicicliștii au primit din partea organizatorilor numere de participare care au intrat în urna pentru tombola de final, iar câteva zeci de persoane au avut bucuria să plece acasă cu premiile oferite de sponsorii evenimentului. Ridică bicicleta să vedem numărul sau hai cu ea în față. E tata tău? Adu-l aici în spate. El e mai în vârstă, după 80 km, poate că nu? Poate.
685. A, tati tânăr, da. Hai, tati, să-ți ridici premiul. Te-am văzut.